Astăzi, 24 aprilie 2023, ziua de comemorare a celor 1,5 milioane de victime ale genocidului împotriva armenilor, se împlinesc 108 ani de când guvernul junilor turci, compus din triumviratul de ofițeri Talat, Enver și Jamal Pasha, au pornit prigoana împotriva populației armene din Anatolia, teritoriul istoric al Armeniei din Imperiul Otoman. Acele crime împotriva umanității au dobândit conotații catastrofale, obscure și alarmante. De ce s-au înfăptuit acele barbarii la început de secol 20? Ce impulsuri, ce dereglări ale structurii guvernului junilor turci au influențat promiscuitatea și rațiunea determinării acelor ferocități? Care au fost condițiile de veclenie ale gândirii ce au produs acele masacre? Sunt întrebări care greu s-ar putea răspunde. Cert este că două treimi din armenii care trăiau pe teritoriul de astăzi al Turciei au fost omorâți în urma deportărilor, foametei și atrocităților de mare amplitudine. Genocidul nu este drama unei națiuni aparte. Este crima întregii umanități, iar istoria nu trebuie să se mai repete. Statele democratice trebuie să colaboreze pentru a se asigura că aceste atrocități sunt investigate și pedepsite. Sursele istorice dezvăluie suficiente lămuriri în legătură cu episoadele cuprinse de durere ale populației armene din aceste ținuturi la începutul secolului al XX-lea. Și astăzi sunt oameni care neagă realitățile trecutului. Preocupări majore potrivnice popoarelor mici hotărăsc ca peste unele dintre aceste pasaje ale istoriei să se depună praful uitării în necunoaștere. Crimele comise de turci în Anatolia ne marchează și astăzi. Cerem dreptate. Fără dreptate nu există pace. Violența nu trebuie tolerată. Dragi invitați, data de 24 aprilie apare ca o zi importantă pentru toate comunitățile armene de pe întreg Mapamondo. Ce pretind armenii de la turci? Asumarea genocidului și recunoașterea lui. Guvernul de la Ankara duce în continuare o politică negaționistă privind genocidul. Onorată asistență, închei această alocuțiune invitându-vă să păstrăm un moment de reculegere în memoria celor 1,5 milioane de victime ale genocidului împotriva armenilor. Vă mulțumesc! Stimați invitați, anunțăm și salutăm prezența la comemorarea victimelor genocidului împotriva armenilor a domnilor Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primar al municipiului Bacău, Dumitru Brăneanu, președinte al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău, Adrian Jicu, director al Bibliotecii Județene Costache Sturza Bacău, pe care invit să ne spună câteva cuvinte. Domnule primar, aveți cuvântul. Aici, nu mai e bine aici. Nu e aici. Aici e mai bine, altfel.